Deci, da. Vreau să vă arăt dintre mașinile mele din colecție care sunt restaurate și puțin așa retușate sau altele refăcute de tare. Sau altele refăcute de tare. Deci, da. Cred că vom începe cu acest Mercedes-Benz Vito, care, după cum se poate observa, l-am restaurat. El înainte a fost un alb. Un alb așa simplu, lucios. Și am făcut albastră și pre-auto împărat de mine. De un magazin auto, motoparcă, că nu mă înșel. Și da, asta e prima mașină restaurată. Înainte a avut vopseaua foarte sărită și am restaurat. Și bineînțeles că detaliile sunt refăcute cu ojă. Uitați aici și cauciucurile și tot, că nu s-a afectat nimic. Nici chiar interiorul arată chiar excepțional. Deci vede acolo. Mă acolo m-a rămas și bacul că nu se putea desface. E nituită și de aia zic. Aici, da, s-a prins foarte bine și aici acoperișul. Aici cel mai bine reușit repopzite stopurile. Vedeți? Foarte bine ieșit mașina. Un spray auto albastru. Da. Alta care să zic așa că cât de cât am refăcut-o este asta. Adică masca. Că era sărit-o vopseaua mască. Am încercat cât am putut să o refac un vedeți acolo că era sărită. Să o refac acolo cu negru, dar s-a sărit din păcate. Macheta arată oribil, pentru că am fără să vreau, m-am atins cu vopsea și de faruri. Am încercat să o restaurez, dar nu mi-a ieșit prea bine. Și cât am putut, am văzut și vede acolo că am încercat să o refac. Da. Asta era de majoret. Un Audi R8. Ce se face? Și uneori te gândești că vrei să restaurezi și faci și nu prea ți iese cum vrei. Apoi ajungem la un Chrysler. Ajungem aici la un Chrysler 300C Hemi. Ăsta era înainte un gri, dar nu a avut o stare de bună. L-am cumpărat cu 3 lei de la târg, acum ceva în bun. Și era foarte zgâriat. Vopseaua a sărit în foarte multe locuri și apoi atunci am zis că o restaurez. Și am tot așa cu spray-ul ăla albastru, un spray lucios, și vede aici. Am restaurat-o. Asta am o mare bucurie că a avut șurubul și se vede că a ieșit foarte frumos. 6 din metal, deci s-a prins bine. Am încercat să spăl și geamurile, dar din păcate nu s-a făcut nicio schimbare, tot așa opacizat a rămas. Da. Dar se și poate observa că și fac chiar bine. Din păcate, nu am avut cum să mai repar farul lipsă. A rămas acolo farul original. Primul far. Asta e produsă de Maestos și vede că și aici arată excelent a ieșit. Toată a ieșit de fapt foarte bine. Chiar și oglinzi. Punem frame frumos la loc. Și apoi avem aici. Pun
poș. Asta am primit de la o... De la fostul colegi. Deci, da, deci așa arată poșul. Ăsta a fost alb înainte. Dar așa arăta groaznic. Cum să vă spun. Deci, mașina înainte era un alb așa. Și problema era că începea, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. De, după ce am primit-o, ca asta am primit-o de la cineva. Gratis. Ce s-a întâmplat? M-am trezit că vopseau efectiv cu mâna picat din mână și a trebuit să o restaurez acest Porsche. Eu zic că a ieșit foarte bine. Vă dați și voi seama că asta a fost chincura să ieși montez înapoi sistemul ăla care deschidea și închidea ușile pentru că totul a picat când a desfăcut. Stopul, eu zic, arată cel mai bine. În contrast cu acest albastru. Și asta tot cu șpeaua. Ce am mai trebuit să fac, din păcate, am fost nevoit să renunț la lunetă. Pentru că luneta era spartă și, efectiv, mi s-a mai și dezmembrat Mario luneta, așa că am renunțat complet la lunetă. Și de asta, geamul în spate nu mai are. Dar se poate vedea mai clar acum interiorul. Bolanul și vestul. Și eu zic că am făcut ceva bine, că măcar se poate avisi pe aici macheta. Ușile se deschid normal, nu s-a afectat deloc sistemul, deci e un semn bun. Se și observă că a ieșit și din teori foarte bine. Am curățat acum cum am putut. Asta e de Wavy, parcă. Da. Deci e restaurat așa asta la zi. Fără nicio altă problemă. Pe care aici am primit de fost corect un Toyota Yaris. Asta el mi-a dat-o că el, de, el a primit-o, nu mi-a plăcut-o și era să o arunce și m-am certat cu el pentru chestia asta că mi-am căutat de mult machetă de asta și mi-a dat-o pe mamă mie pentru că eu am decis să o restaurez. Asta este cu vopsită, cu o vopsea foarte scumpă. Pe scurt. E cu vopsea mașinii tatălui meu. Adică e o vopsea foarte scumpă restaurată, macheta. Așa. Și cam asta e povestea machetei, ce am salvat-o de la distrugere. Ce s-a întâmplat aici nu pot să înțeleg de ce e albastră roata. Ciudat. Și oricum el tot o scăpat-o și chiar dacă i-am zis nu, pentru că n-am fost atent sau nu știu de ce a făcut asta, parbrizul e spart, l-o spart și uite și aici, o nenorocit-o. Ce am putut să restaurez, am putut să o refac decât... Nici stopul nu mare. Asta e produsă de... Yatming, nu mai țin minte de cine. Dar are un motoraj, fiți atenți aici. Că mai merge încă motorul. Cât am putut am restaurat, acum am salvat-o, măcar cât am putut. Se pare. Păcat de ea, dar n-am ce să zic. Ok, aici avem un Ford Mustang. Și asta e restaurat, asta l-am găsit la școală. Când eram la școală, am găsit-o și... Într-o pungă așa, bă, mi-a plăcut macheta. Am luat-o și am restaurat-o. Înainte ea a fost o vopsită jarnic. În lucrul de mântuială, să zic așa, în peste vopseaua galbenă, ea a fost vopsită muf cu dungi albe. Prost de tot vopsită. Și am decis să fac neagră, pentru că neagră mi-a săpărut că arăta mai sportiv, așa, mai fioros. Se și vede că a ieșit chiar ok. Asta e vopsită ceva în des mult.
E de Burago, e printre cele mai vechi care șuruburi. Cred că așa se și vede că arată. Hai, nu știu ce se întâmplă, dar o preznită popsia o. Asta nu prea îmi place. Dar în rest arată chiar bine. Așa că se vede undeva logo-ul de Burago. Ba, uite. Asta și vede veche popsia. Ce să mai zic? Deci cu unii întrebe am avut destule pățanii. După care aici avem un Jeep. Jeep Jeepster. Restaurată. Scuzați-mă. Restaurată la zi. Adică asta redetariată. Nu avea detalii și asta tot așa. Tot în aceea zi am primit-o. Arată bine. Dar am făcut o prostie și cu asta. Nu am fost eu atent. Când am fost la școală, am scăpat-o, după ce am primit-o, am scăpat-o pe pachet și s-a dus jurit puțin vopseala. Uitați aici. Și n-am făcut-o cu rea intenție. Vezi? S-a poate revopsi, dar nu știu când o voi face. E de maestro și asta. Da, i-am făcut înapoi de tare măcar. Asta cât am putut-o am făcut-o. E un Pontiac Firebird Trans Am. Am făcut-o în curarea argintului. Și asta arăta-o bine înainte. Cât s-a putut am restaurat-o. Da, na. Se și vede că de fapt a fost înainte un albastru. Ok. Aici avem o machetă de la Hot Wheels. Un Volkswagen Golf MK2. Volkswagen Golf MK2. Mă, asta am cumpărat-o de la Pepco. Și nu mi-a plăcut cum arăta, adică mi-a plăcut mult culoarea, că e turcoaz dintre culori mele preferate. Dar ce m-a deranjat, sincer să fiu, a fost că n-avea detalii. Și vă dați și vă seama că am făcut cu o jur detalii, care trebuia să fie de fapt. Farurile, stopurile sunt făcute de mine, personalizată macheta. Se și vede, de fapt. Uitați ce frumos arată. Că întotdeauna asta de Hot Wheels sau probleme cu detalii. E, da, na. Nu este, mi-a plăcut mult că e unul dintre mașinile mele preferate. Golf 2. Că eu Golf-ul știți că nu prea am beam. A, mai rest stau la și mașini din perioada lui Ceaușescu. Astea le-am cumpărat eu de Polix. Pentru că m-a plăcut mult cum povestea tata de pe vremea lui, tata mea despre vremea lui, cum e o mașinuță și ce frumos era. Și am zis că bă, vreau și eu să am în coveție așa ceva. Și asta e printre primele mașini de tabă cumpărate, Neporix. Asta e complet restaurată, cât am putut, bineînțeles. Acoperișul vopsit din nou, în alb. Se vede. Farurile și bărbile lipite, de orice o dezipite. Un far lipsa-ul, deci l-am refăcut cu o joroșie, cum m-am putut și eu. Și aici în spate a fost lipită înapoi bara de protecție, de orice era dezipită. Și a fost foarte ciudat că pe atunci nu știam ce zângânea din mașină. Și am găsit asta înăuntru mașină, deci un capac de vată. Deci nu știu ce nu l-a avut pe toate. Doar pe ăsta a avut, un alt tibid, foarte multe alt tibiduri au avut, dar le-am dat jos, doar pe ăsta am lăsat. Pentru că, da. După care, am mai restaurat această mașină. La asta n-am avut prea multe lucruri de făcut.
pentru că arată pentru vârsta ei, arată chiar bine. Ce am revopsit-o pe ăsta acoperișul? Era complet ruginit și eu am revopsit cu vopsea pe bază de apă. Eu zic că a ieșit bine. Se și vede, de fapt, că arată ca nouă acum. Ca nouă. Nu. Mai vedem și aici și cu vopsea. Asta se și vede. Nu, eu zic că a ieșit și asta foarte bine, vopsită de mine. M-am putut și eu acoperișul. Asta am restaurat-o anul trecut, în vară, mașina e refăcută. Nu, cam astea e ce am mai restaurat, am mai refăcut și un Volkswagen Beetle, doar că nu mai țin minte pe unde l-am pus. Dacă vi pot am. Dacă uitați ce dezastru am eu pe aici. Am mai refăcut și asta. Stopul. Audi TTT. Bă, și la TV chiar nu știu. Bun, asta i-am refăcut stopul și de tabie că nu i-a avut. Ah, da. Asta am restaurat-o eu. Cu spray-ul, auto. Vede ce o să așa frumos a ieșit. Înainte a fost verde, dar s-a jupui bopsia și n-au ce să fac, am instalat-o. Da. Uitați pe cine v-am instalat eu, că am dat o sumă foarte bună. Doar 10 lei pe el. Pe Tex Dinoco. Tex Dinoco a avut foarte multe probleme cu vopseaua. Și l-am restaurat. Revopsit. Coja, aurie. Deși observă, revopsit coja, aurie. Duc a avut foarte multe segmente de vopsea sărită și aici cu alb. Refăcut. Cam asta e și cu mașinii bebe restaurate, m-am un Renault care vi arăt și acum, că nu mă deranjează să vi arăt. A fost albastru înainte, toată vopseaua a sărit, avea mandala târgă 5 lei și v-am refăcut restaurat cu roșu. Se și vede. Ok. Mare lucru. O să fac un alt videoclip în care aveau toată colecția mea de machete auto. Dar în rest, cam asta am vrut să vi-o arăt. Și încheiem videoclipul cu asta. A fost și asta restaurată. Asta am refăcut-o negru. Și da, cam e cu acest videoclip. Bye!